Bine v-am regăsit! În al doilea curs de aplicații la termodinamică voi vorbi despre bazele calorimetriei. După cum îi spune numele, calorimetria se ocupă cu măsurarea căldurii și a coeficienților calorici. Și după cum știți din teorie, din cursurile teoretice, atunci când un corp sau un sistem termodinamic schimbă căldură cu mediul exterior, se pot întâmpla două lucruri. Odată se schimbă temperatura corpului, adică corpul se încălzește sau se răcește, și în al doilea caz se schimbă starea de agregare a corpului, sau mai general spus, faza în care se găsește corpul. Puteți găsi teoria necesară tranzițiilor de fază în cursurile teoretice de termodinamică cu numerele 11, 12 și 13. Găsiți linkurile în descriere. Căldura care are ca efect variația temperaturii unui corp se calculează cu relația Q egal cu M ori C ori delta T, unde M este masa corpului, C mic este căldura lui specifică și delta T este variația de temperatură. Voi nota azi variațiile de temperatură cu delta T mare ca să le putem deosebi de durate, pentru că vom discuta uneori și despre durata încălzirii sau răcirii și atunci acolo avem delta T mic, T mic, aici este timpul. Căldura care produce schimbarea stării de agregare, căldura al cărei schimb produce schimbarea stării de agregare sau mai general a fazei în care se găsește corpul, se calculează cu relația Q egal cu M ori lambda și se numește căldură latentă. Deci aceasta este căldură latentă. M este masa corpului și lambda este căldura latentă specifică pentru transformarea despre care vorbim. După cum știți, există câte o căldură latentă pentru fiecare transformare de stare de agregare sau de fază. Am vorbit despre acest lucru în cursul teoretic și aici vedeți transformările posibile. Căldurile latente specifice perechi, de pildă topire, solidificare sau vaporizare, condensare, au aceeași valoare. Pentru că dacă n-ar fi așa, am putea încălca legea conservării energiei. De pildă, am putea topi un kilogram de gheață, dând pentru asta o anumită căldură, căldura latentă de topire, calculată cu formula pe care o vedeți aici, apoi am lăsat apa să înghețe și am primit mai multă căldură decât am dat pentru topire. Repetând acest ciclu, ne rămâne de fiecare dată căldură pe care am putea să o folosim, de pildă, pentru a produce energie electrică. Dar acest lucru nu se poate întâmpla pentru că, așa cum am spus, căldurile latente specifice perechi au aceeași valoare. Tot datorită legii conservării energiei, căldura primită de un corp ca să se încălzească cu un anumit număr de grade este aceeași cu căldura cedată de acel corp ca să se răcească cu același număr de grade dacă condițiile de încălzire sunt aceleași cu cele de răcire. Calorimetria este o aplicație a principiului echilibrului, numit și principiul zero al termodinamicii. El spune că dacă două sau mai multe sisteme termodinamice sunt în contact termic, adică pot schimba căldură între ele, și sunt izolate de restul lumii, mai devreme sau mai târziu ele vor ajunge la echilibru termic, adică vor ajunge să aibă aceeași temperatură, temperatură pe care o numim temperatură de echilibru. În calorimetrie, căldura este măsurată folosind schimbul de căldură dintre corpuri, deci corpurile trebuie să fie în contact termic. Dacă nu se întâmplă altceva decât modificarea temperaturilor corpurilor din calorimetru, deci dacă nu avem transformări de fază, atunci spunem că folosim metoda amestecurilor.
Aparatul folosit în calorimetrie se numește calorimetru. Vedeți aici atât schema lui cât și o fotografie a unui calorimetru. În principiu, el este un vas dublu, vasul interior fiind izolat de vasul exterior. De cele mai multe ori, izolatorul este aerul. Mai avem un termometru pentru a măsura temperatura, un amestecător sau agitator pentru a ajuta la omogenizarea temperaturii din interior și un capac izolator. De obicei, unul dintre corpurile care sunt aduse în contact termic este în stare lichidă, pentru că în acest fel avem un contact termic foarte bun și pierderi foarte mici de căldură în afara lichidului. Și din fericire, există un lichid foarte potrivit și foarte ieftin, deoarece se găsește din belșug pe această planetă, pentru măsurători calorimetrice, și anume apa. Este foarte potrivită din două motive principale. Întâi, pentru că este lichidă pe un interval foarte mare de temperatură la presiune normală, de la 0 grade Celsius până la 100 de grade Celsius. Și apoi, pentru că are căldura specifică foarte mare. Și asta înseamnă că nu avem nevoie de cantități mari de apă pentru a măsura multă căldură. Deoarece căldura este forma schimbului de energie și energia se conservă, atunci când punem în contact termic două corpuri, iar sistemul nu poate schimba căldura cu exteriorul, căldura cedată de un corp este egală cu căldura pe care o primește celălalt corp. Avem adică ecuația căldura cedată este egală cu căldura primită. Dar pentru că întotdeauna căldura cedată este negativă, veți vedea imediat de ce dacă ați uitat, trebuie să vorbim despre modulul căldurii cedate. Și această ecuație simplă se numește ecuația calorimetrică. Și o folosim atunci când în această ecuație avem o necunoscută. Folosind ecuația, putem atunci calcula necunoscuta, după cum veți vedea imediat. Continuare, voi arăta cum putem folosi calorimetrul pentru a măsura călduri specifice sau călduri latente în diferite cazuri. Pentru a măsura căldura specifică, de pildă a unui corp, putem proceda în felul următor. Se pune în calorimetru o cantitate oarecare de apă, să notăm masa apei pe care o punem în calorimetru cu M indice A și care ea, cu ajutorul termometrului, care, după cum ați văzut, este un accesoriu al calorimetrului, îi luăm temperatura și să notăm temperatura apei cu T indice A. Apoi, introducem în calorimetru și un corp cu masa cunoscută, deci cântărit, să notăm masa corpului cu M indice C, și care are o temperatură diferită de cea a apei și pe care trebuie să o cunoaștem. Să o notăm T indice C. Corpul poate să fie mai cald sau mai rece decât apa. Asta deja este o problemă de procedură, e o problemă care ține mai mult de aspecte tehnice, de felul în care putem micșora pierderile de căldură și așa mai departe.
Dar, repet, nu trebuie neapărat să fie mai cald, poate să fie mai rece decât apa din calorimetru. Și nu cunoaștem căldura specifică a acestui corp. În momentul în care introducem corpul în apa din vas, temperatura celor două corpuri în contact termic, apa și corpul, începe să se modifice. Să presupunem că avem un corp mai cald decât apa. Și în acest caz vom observa cu ajutorul termometrului, evident, că temperatura apei din calorimetru începe să crească, pentru că apa primește căldură de la corpul mai cald pe care l-am introdus în calorimetru și variația temperaturii apei arată în timp, așa cum vedeți în acest grafic. Puteți observa că la început creșterea temperaturii este mai rapidă, după care creșterea încetinește și după câtva timp temperatura nu mai crește. În acest timp, temperatura corpului scade după un grafic pe care îl vedeți acum aici, cel desenat cu roșu, și putem observa același lucru ca în cazul apei, adică viteza de variație a temperaturii este mai mare la început, se face tot mai mică în timp și după câtva timp temperatura corpului nu se mai modifică. Temperaturile corpului și apei nu se mai modifică atunci când ele au ajuns la echilibru termic, au ajuns să aibă aceeași temperatură pe care o notăm de obicei cu teta, așa cum vedeți în grafic. În acest caz, căldura primită este căldura pe care o primește apa. Am presupus că avem un corp cu temperatură mai mare decât apa și ea se poate calcula Q primit egal cu masa apei, ori căldura specifică a apei, pe care o cunoaștem, înmulțit cu variația de temperatură a apei. Temperatura apei crește de la temperatura pe care am notat-o TA până la teta. Deci variația de temperatură este teta minus TA. Căldura cedată este căldura pe care corpul o dă apei din calorimetru și se calculează cu relația masa corpului înmulțită cu căldura specifică a corpului, care este necunoscută a noastră, și înmulțită cu variația de temperatură a corpului. Temperatura finală a corpului este tot teta minus temperatura lui inițială, am notat-o cu TC. Și acum vedeți de ce căldura cedată este negativă, pentru că dacă teta este o temperatură mai mică decât temperatura inițială, variația de temperatură este negativă. Dar în ecuația calorimetrică luăm căldura cedată în modul. Și atunci avem următoarea ecuație, căldura primită, adică M apă ori C mic apă pe lângă teta minus T mic apă, este egal cu modul din căldura cedată, masa corpului înmulțită cu căldura specifică a corpului și ca să fie pozitivă scriem TC minus teta. Aceasta este ecuația calorimetrică pentru metoda pe care am folosit-o și, așa cum am spus, aceasta este necunoscuta pe care acum o putem calcula pentru că tot restul este cunoscut. Așa cum am spus, cu ajutorul calorimetrului putem măsura și căldurii latente de topire sau solidificare sau de vaporizare sau condensare. De pildă, pentru a măsura căldura latentă specifică de topire, să spunem pentru gheață, putem proceda în felul următor. Avem din nou apă în calorimetru, avem o masă MA de apă în calorimetru cu temperatura T indice A și de data asta introducem în calorimetru o bucată de gheață care are masa M indice G și temperatura T indice gheață care trebuie să fie negativă sau 0 grade Celsius. Nu putem avea la presiune normală gheață cu temperatura mai mare decât 0 grade Celsius,
Să presupunem că e negativă, minus 6 grade Celsius, minus 11, n-are importanță. De data asta, apa este cea care cedează căldură, iar gheața primește. Deci căldura cedată, Q cedat, este M apă, înmulțit cu C mic apă, căldura specifică apei, și pentru că am nevoie de căldura cedată în modul, voi scrie temperatura apei minus teta. Pentru că de data asta teta, temperatura de echilibru, este mai mică decât temperatura apei. Căldura primită este acum o sumă de trei călduri. Q indice P este odată căldura necesară ca să aducem bucata de gheață la 0 grade Celsius, adică să o încălzim de la T gheață până la 0 grade Celsius. M gheață înmulțit cu C mic gheață, căldura specifică a gheții, care e alta decât căldura specifică a apei, înmulțit cu cât este variația de temperatură de la T gheață până la 0. Este T gheață, temperatura inițială pe care o avea gheața, dar sigur trebuie să o luăm în modul, nu o luăm negativă, pentru că asta este variația temperaturii. Deci eventual pun aici înmulțit cu modul din temperatura pe care o avea gheața în momentul în care am introdus-o în apa din calorimetru. Apoi masa de gheață înmulțită cu căldura latentă specifică de topire, deci aceasta este căldura necesară ca să topim gheața care a ajuns la 0 grade, dar este în stare solidă și trebuie să o topim, aceasta este căldura latentă de topire, și plus, după ce gheața se topește, apa care a rezultat trebuie să ajungă și ea la temperatura de echilibru. Deci trebuie să încălzim apa rezultată în urma topirii bucății de gheață, pentru că inițial are 0 grade Celsius, și atunci avem M gheață, nu mai e gheață, e apa acum, dar masa tot atât a rămas, înmulțită cu căldura specifică a apei și înmulțită cu teta. Variația de temperatură este acum teta, de la 0 grade la teta. Și vă rog să observați că dacă egalez cele două călduri, s-ar putea să am două necunoscute, căldura specifică pentru gheață și căldura specifică latentă de topire. Dacă e așa, atunci pot întâi să fac o altă măsurătoare, și anume să introduc în calorimetru gheață la 0 grade Celsius. Și atunci acest termen dispare. Și voi avea MA, căldura cedată în modul orice mic A, pe lângă T, apă, minus teta, egal cu M gheață ori lambda plus M gheață orice mic apă înmulțit cu teta. Și de data asta avem o singură necunoscută aici, căldura latentă specifică de topire. Cum putem ști că gheața pe care o introducem are exact 0 grade? Foarte simplu. Punem gheață, cuburi de gheață, gheață în bucăți, zdrobită într-un vas, și așteptăm să înceapă să se topească. Și când avem un amestec de gheață și apă, deci suntem în plin proces de topire, temperatura amestecului este 0 grade. Nu poate să fie negativă, pentru că atunci n-am avea apă. Nu poate să fie pozitivă, pentru că atunci n-am avea gheață. Dar trebuie să avem cantități cât de cât comparabile de gheață și apă, nu o grămadă de apă și un pic de gheață, sau o grămadă de gheață și un pic de apă. Și atunci avem gheață la 0 grade și cu această ecuație putem calcula căldura latentă specifică de topire. Și apoi, procedând așa cum am spus prima dată, ne rămâne această necunoscută, căldura specifică pentru gheață.
Încă ceva, nu trebuie să cântărim gheața ca să aflăm masa de gheață, pentru că prin topire ea se transformă tot în apă. Așa că după ce am făcut măsurătorile, în calorimetru vom avea doar apă, gheața s-a topit, și dacă măsurăm cu un cilindru gradat câtă apă avem acum în calorimetru și scădem din ea câtă apă am avut inițial, găsim masa de gheață pe care am introdus-o în calorimetru. Cum putem calcula căldura latentă de condensare pentru vapori de apă sau de vaporizare pentru apă? Asemănător cu felul în care am măsurat căldura latentă de topire pentru gheață, numai că, evident, de data asta nu vom introduce gheață în apa din calorimetru, ci vapori. Vapori de apă la temperatură mai mare decât 100 de grade Celsius, 105, 110, 115, n-are importanță. Ei pot să vină printr-un furtun de cauciuc și să intre în acest fel în apa din calorimetru. Deci avem apa din calorimetru cu masa M indice A și temperatura T indice A și introducem o masă de vapori MV cu temperatura T indice V. De data asta, apa din calorimetru primește căldură, se încălzește. Și atunci căldura primită va fi masa de apă înmulțită cu căldura specifică a apei pe lângă temperatura apei din calorimetru crește de la T indice A la teta. Deci teta minus T indice A. Și acum căldura cedată este o sumă de trei călduri. Pentru că vaporii supraîncălziți întâi trebuie să se răcească până la 100 de grade Celsius. Și atunci avem modul din căldura cedată. Avem odată căldura pe care vaporii care au temperatura peste 100 de grade Celsius o cedează apei răcindu-se până la 100 de grade Celsius. Masa de vapori, ori căldura specifică a vaporilor pe lângă, deci răcirea se produce de la temperatura vaporilor până la 100 de grade. Așa că avem T vapori minus 100 plus. Acum urmează condensarea. Primim căldura latentă de condensare, care se calculează cu formula M vapori înmulțit cu lambda, lambda de condensare, căldura specifică latentă de condensare. Și după ce vaporii au condensat, obținem apă la 100 de grade Celsius, așa că mai primim o căldură, căldura pe care această apă de 100 de grade Celsius o dă pentru a se răci până la temperatura teta. Deci avem masa de vapori, ei nu mai sunt vapori, sunt apă, dar masa a rămas aceeași, înmulțită cu căldura specifică apei, pe lângă, răcirea se produce de la 100 până la teta, 100 minus teta, ca să avem o variație pozitivă. Și exact așa cum era în cazul topirii bucății de gheață, și aici s-ar putea să avem două necunoscute, poate nu cunoaștem nici căldura specifică a vaporilor și nici căldura specifică latentă de condensare, caz în care va trebui să găsim o metodă de a le calcula cumva separat. Aici lucrurile pot să fie un pic mai complicate sau avem nevoie de vapori care au exact 100 de grade și atunci acest termen dispare sau cumva găsim una dintre aceste două necunoscute prin altă metodă. Nici în acest caz nu trebuie să știm de la început masa de vapori, câți vapori au intrat în calorimetru. De fapt, e și dificil de aflat acest lucru. Și în acest caz, vaporii vor fi în starea finală apă. Așa că, dacă după ce am făcut măsurătorile, măsurăm cu un cilindru gradat volumul apei și știm că un mililitru de apă înseamnă un gram,
Deci vom cunoaște masa finală a apei din calorimetru, din care, dacă scădem masa inițială, MA, diferența este masa vaporilor care au intrat, este acest MV. Acum o observație foarte importantă. Dacă vrem să facem măsurători de precizie, trebuie să ținem seama de faptul că nu numai apa din calorimetru sau alt lichid contribuie, participă la schimbul de căldură, ci și vasul care conține apa, capacul izolant al calorimetrului, avem apoi agitatorul, termometru, toate astea au tot timpul aceeași temperatură cu apa din vasul calorimetrului. Și asta înseamnă că și ele se încălzesc sau se răcesc, deci și ele participă la schimbul de căldură. Putem crea condiții astfel încât căldura primită sau cedată de vas și accesorii să fie mult mai mică decât căldura primită sau cedată de lichidul din calorimetru, dar, repet, dacă vrem să facem măsurători precise, trebuie să ținem seama de faptul că și calorimetrul și accesoriile lui participă la schimbul de căldură. Așa că, dacă ne gândim la căldura pe care o schimbă calorimetrul, apa din el și vasul și accesoriile, atunci avem mult mai mulți termeni. Căldura se poate scrie atunci în felul următor, primită sau cedată. Ați văzut că uneori apa din calorimetru primește căldură, alteori cedează. Este odată masa apei ori căldura specifică a apei ori delta T, variația de temperatură, dar mai avem masa vasului, ori căldura specifică a vasului, a materialului din care este confecționat vasul, ori delta T, plus masa agitatorului sau amestecătorului, ori căldura specifică a materialului din care este confecționat, ori delta T, plus masa capacului, ori căldura specifică a materialului din care este confecționat capacul, ori delta T, și plus capacitatea calorică a termometrului înmulțită cu delta T. Pentru a simplifica lucrurile, această sumă se egalează cu o masă echivalentă de apă înmulțită cu căldura specifică a apei. Și se numește echivalentul în apă al calorimetrului. Deci, echivalentul în apă al calorimetrului este egal cu capacitatea calorică a unei cantități de apă care s-ar adăuga apei din calorimetru, această masă echivalentă. Repet, este masa apei care ar fi în plus în calorimetru, dacă vrem să vorbim doar despre apă și să nu facem referire la vasul calorimetrului și la accesorii. Și odată ce cunoaștem acest echivalent în apă, căldura primită sau cedată de apa din calorimetru, să spunem în continuare așa, dar acum am inclus aici și restul căldurilor, se scrie M apă, orice mic apă, plus echivalentul în apă înmulțit cu delta T. Și acum nu mai neglijăm toate aceste călduri. Și ele sunt incluse în acest echivalent în apă al calorimetrului. Câteodată echivalentul în apă, în probleme, se dă în grame. Atunci înseamnă că se referă la această masă echivalentă, masă de apă suplimentară. Dar dacă se dă în joule pe grad, înseamnă că e vorba despre produsul M orice mic, adică este vorba despre ceea ce am notat aici cu E mare. Încă o observație, unele calorimetre au în interior un rezistor electric. Și atunci putem calcula foarte precis câtă căldură ajunge în calorimetru folosindu-ne de formulele pentru energia curentului electric. Căldura
va fi, de pildă, U pătrat supra R, ori delta T mic, delta T mic fiind durata trecerii curentului prin rezistor, sau I pătrat ori R ori delta T mic, depinde ce putem măsura, tensiunea sau intensitatea, ce aparat de măsură avem. Și în acest fel putem face măsurători mai precise, pentru că nu mai trebuie să aducem un corp din exterior să-l punem în calorimetru, pentru că această operațiune are loc întotdeauna cu un schimb de căldură între corp și aer, schimb de căldură pe care nu-l dorim. Adică corpul nostru are o anumită temperatură când vrem să-l introducem în calorimetru, dar până când îl introducem în calorimetru nu mai are exact aceeași temperatură. Deci cu astfel de calorimetre, cu rezistență electrică, se pot face măsurători mai precise, dar nu pot înlocui celelalte calorimetre care sunt mai bune pentru anumite cazuri în care vrem să facem măsurători legate de coeficienți calorici sau călduri latente. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!